Salut! Noi suntem Cocolix! Iar astăzi avem nevoie de bani! Uite-te, prietenul nostru îl cheamă, nu știu, astăzi a apărut GTA 6! De GTA 6 o să coste efectiv un cașcaval. O căruță de bani. O gălăgie de bani și noi îl vrem să-l cumpărăm deoarece astăzi a apărut. Dar nu avem bani destul și trebuie să ne convingem pe fratele nostru să ne dea. Fratele nostru bani. Care treabă. Cristina, du-te vorbește cu fratele nostru să ne dea baniu. Să ne dea baniu. Și apropo, dați voi cu colaicul. Cristina, cât bani crezi că costă GTA 6? 1.000.000 de euro. Eu cred că costă 100. Dar chiar așa. Cristina, am găsit aici niște bănuți. Dar putem să-i luăm? Nu știu, cred că e o lipit cu adeziv. Eu lipit, lasă-i. Nu putem să-i luăm. Auzi, poate așa deja ai noștri, ne trebuie pe lângă ăștia. Okay. Da, mă, dar vorbește cu brother. Cu brother, sigur, asta e camera lui. Ăsta e fratele nostru. Stai puțin, frate fain cu dinții, al care n-are prietenă și restul este fraier și n-are nici serviciu și o rămas și repetent. Ai grijă, poate te audă și după aceea nu-ți mai dă bani. Dă-i 75 de lei. Știi ce vreau eu acum? Toți cocolișii ne spune în comentarii, dacă au vreun frate, dacă au vreo soră, vreau să văd aici cât e familia, dacă e mare. Da, și dacă fratul vostru, dar la nevoie, vă ajută, cum e fratele ăsta. Vă înțelegeți cu frații sau cu surorile? Înțelegeți, vă ajută? Vă dă bani? Hai să vedem, e bine să aveți frați sau surori. Hei frate, vreau să-mi cumpăr jocul ăsta, îmi dai, te rog, bani. Nici nu sunt disperat. Nu, dar de ce să-l cumperi? Dar de ce, nu poți tu să-l cumperi? Da, pe că n-am bani destui. Și nici nu-s prea mare, se pare că se mimititel. Da. A, bine, nu o să plătesc pentru așa ceva, dar dacă vrei să-ți dau bani, trebuie să mă fii sluga mea puțin. Hai de capul meu. Un dolar, vrei mai mult de un dolar, de un leu? Vrei mai mult de un leu? Trebuie mai mulți bani. Atunci o să iau toți banii care găsesc prin casă, că să-i mei. Toți banii găsesc prin casă, 4 bani, în cameră. Hai să vedem, deci ne ducem aici și luăm, uite, luăm bănuții ăștia. Da, ca să vezi că îți mai trebuie, știi, 2 dolari, da, 2 dolari, ia să vedem, la baie? La baie, pe toaletă se țin banii că nu ia nimeni, că-s murdar. Și pe cadă, bravo! Deci ai 4 dolari, mai trebuie 96. Du-te înapoi, asta-i bunica! Lasă-i bunica, zi-te la telenovele pe bunica, lasă-o în pace. Stai mă, banii ăștia nu pot să iau. Nu. Doamne, dar ăștia sunt niște bogătași, au bani peste tot. Da, du-un leu. Hai să vorbim cu frățiorul nostru. Frate, ce părere, acum am 4 lei. Dai să văd, ai 4 lei, da? Câți mai trebuie? 5 îți trebuie, hă? Ok. Să uitați, poate găsesc bani prin casă, că zice că frasul, știi ce a zis frasul? Dăm niște bani ca să dau mai mulți bani. Bă, ăsta e afacerie. Și știi că face asta, nu să mă ne dea bani înapoi. Hai de cap meu. Și el stă numai la el în cameră, nu măcar nu se mișcă. Prima oară a zis, dăm 4 lei ca să-ți dau 100 de lei. Și acum zice, dăm 5 lei. Uite, te luăm toți banii, bă, sper să nu mă certe bunicuța asta. Nu, te certe că bunica nu vede din profil. Hai să vedem, 3. Așa, și cred că pe la mașină. 4. Pe la mașină. Și aici, uhu. Frate, am bani. Ne-a cerut 5 dolari ca să ne dea 100. Hai să închid ușa asta, că îmi stă în așa. Cap. Frate, poftim, uite, îți dau 5 dolari ca să-mi dai 100. Da, 5 lei îți dau 100, că pe GTA. Mai bine îmi dai 10, pe lângă ăștia. Oh my god. Da, bine, frate, mă duc în pușculița mea. Bă, ăsta ne-a tu-s banii, fraierul. Bă, nu cred, nu cred. Oh my god, câți bani. Ia toți. Hai ia să toți. Vedem, îi luăm pe toți. Okay, avem mulți bănuți aici. Da. Frate, poftim 10 lei și 10 lari și... Auzi? Dar dacă dau la shop, nu putem să ne cumpărăm direct locul. Să văd. The door my money. Only shows bigger a number doesn't affect the gameplay. Ah, ok. Bun. Frate, poftim, îți dau 10 dolari și îmi dai o șute să-mi cumpăr GTA. Da, mersi, 10 aici așa. Bă, cum se uite la el din cap până în picioare. Dăm 18. Și atunci îmi dau 100. Bine, după aceea o să-mi dai și tu bani, da? Îmi dau pe mama. Am crezut că asta e bunicuța. Nu, mamă, pentru că o îmbătrânit de la tatăl novele. Hei, mamă! Dai bani? Bună, fiule! Mă dai bani? De mai încet asta, că zici o Cristina. Dar de ce trebuie atâta de mult 18? Câți bani? Și de ce? Pentru ce vrei să faci cu ei? Am nevoie pentru cărți de școală, am nevoie de 10 dolari pentru asta. Mamă, ce mincinos! Bine, îți dau pentru cărți, deși tu ești cam analfabet. Nu citești. Dă-i. Ia să vedem, ne-o dat 10 dolari. Frate, am făcut de bani? Bă, deci lui ăsta nu-i dă nimeni bani și de aia ne-o pus pe noi, că noi suntem mai drăguți, știi? Am bani acum, frate. Arată-mi. Uite, poftim, uite, ăștia sunt, vei? Banii, așa, banii. 28 îmi trebuie, vreau mai mult! Bă, ăsta au dat de gustul banilor, mă! Da! Poate mă duc să vând niște flori de pe afară. Săracu! Bă, ce treabă! Stai, mă, că să închidem ușa asta. Mamă, eu zici că mă duc să fac treabă pe cea pe afară. Să orice, dar să nu vinzi florile mele! Uite, astea roz cred că o să se vândă mult. Mamă, 12 flori trebuie să vindem. Dar mă gândesc oare cine o să ni le cumpere.
din ăștia care sunt drăgostiți și n-au prietenă și crede că dacă așa impresionează fata. Și noi impresionează, o impresionează. Hai să vedem unde să ne ducem aici. Deci, uite, stai puțin, cumpără buying flori, flowers. Cumpără, stai, ce cumpără fiecare? Cumpără lemne, cumpără mașini, cumpără case. Fac mă rog că ne vine casa la sfârșit. Poftim, uite flori aici. Mersi pentru florile astea, că n-am putut să le rup, că mă bate mama ta. Îmi dai și mie niște bani, mi-ai dat? Bine. Ți-o dat, ți-o dat. Hai că mă duc la frățiorul frate, meu. Frate, avem bani, deci fratele ăsta nu mai face, ne dă țapă. Deci, practic, ăsta e prea mic ca să-și cumpere jocul, nu lasă că trebuie să o anumită vârstă. Și frate, sunt mai mare, profită nu, de el. Să traduc eu. Frate, te implor acum, te rog, poți să verifici, ai destul bani, poți să-mi dai să-mi cumpăr jocul? Trebuie să văd câți bani, ei număr acum banii. Mai trebuie 38, mai trebuie mai mult! Băi, se urcă la capul ăsta. Poate poți să tai niște copaci și să vând lemnele. Hai de capul meu. Bă, femeie, nu te mai dat atât la telenovele. Tu nu vezi că copilul ăsta nu mai poate. Și ai și albi de atâta telenovele. O să-ți vândă și casa la un moment dat, dar tu ție pentru nu-ți pasă. Joc. Da, hai să vedem. Ai mai tăiat lemn la viața ta. Cred că copaci ăștia de aici, da. Mă gândesc, nu? Bă, nu, te nu știu. Trebuie nu să ai noștri. Ai noștri? Hai noștri. Să vedem. Dar noi nu avem niciun copac. Avem. De prima te putem copaci. Get an axe from the garage. Ah, bine. Ai dreptate că nu puteam așa cu mâinile goale. Da, trebuie să luăm tupor. Hai să ne luăm aici, un toporaș. Ăsta mititel. Da, și tai la copac. Chop 5 down trees. 5? Hai să-i ciopuim pe ăștia. Și ia el la buzunar. Au, ce purțoasă ești. Cu o mână tai și cu o mână țin. Pecat. Eh. Da, apăs pe el. Dar... nu poți decât aoleu. Băi, da. Mi se părea și mie că e parcă prea puternic. Ia vine pe aia, prinde pe aia în spate. Hai că-i vând pe aici, ai vând pe ăștia-i tăi. Ce fraier ăsta, scopace lui și el mă. Da, dar nu poate să taie, că face beșici la mâini și nu vrea. Îmi dă mie bani pe ei. Așa. Ia uite-te, mai am trei, mai am doi. Cam puțin ăștia. Bani îți dă pe un câtă mai bușteanu. Da, într-adevăr, dar măcar nu sunt ai mei copaci. Ai vândut doi de-ai tăi. Da. Uite așa, poftim. Gata, așa cum mă duc la frate meu. Frate, am bani, deci tu te rog, acum hai să dăm bani pentru joc. Ce zice ăla? Ce frumos ești pe stradă, așa de liniște. Hai să vezi ce să faci tu aici. Frate, am jocul, dă-mă $100 și dau 35. Tată, verifică portofelul acum. Să vedem cât ai acolo, să vedem cât ai, să vedem cât ai. 38. Dacă vrei să te ajut, trebuie mai mulți bani, ce faci cu ăștia? Da, dar trebuie să fii serios acum. O să încep să jefuiesc oamenii de pe stradă, că nu mai am faruz de bani. Hai de capul meu. Oh my god, jefuiești 6 oameni. Așa ceva să nu faci niciodată. Dă-i iar pe ăsta. Uite pe ăsta. Ăsta pare că are portofelul plin. Iar, rob, hai de capul meu. Ah, deci ei chiar să nu vină poliția aia. Mai cară, mai cară. Poate să vină un polițist. Mai cară cu bani. Uite, ăla. Hai să vedem. Uite ăsta să vină. Ăla are bani. Ce faci? Ce să faci ceva portofelul misiar meu? Mai trebuie $6 țin la ei. Toți au țin bani exacti. Bă, eu eram genul când eram copil. Deci dacă vedeam un ban pe jos, nu-l luam. Poate era cuiva și are nevoie și cumva se va întoarce. Da? Eu odată când eram cu șatra de copii, am sărit toți pe burtă după 5 lei cum ar veni. Da, și cine i-a prins? Tu? Nu, eu prins 2, dar efectiv așa-i țineam unul de parte de alta și au mers așa 200-300 de metri la magazin ca să se schimbe. Oh my god, ce nebunie! Să nu se rupă. Gata, se pare că am jefuit destui oameni. Frate, am făcut roși de bani, te rog, cumpăr GTA, te rog. Ia să vedem, acum am destui. Se vede fratele? Dai să-i număr, să văd, nu știu, destui. 60 ai, dacă mama vede că îți cumpăr jocul ăsta, o să mă pedepsească, nu știu dacă poți să-l cumpăr și te pedepsește și care prima. Are nevoie de mai mulți bani ca să-mi pice și mie ceva. Frate, dar cum ai farut de mai mulți bani? Poate că o să vând mașina lui mama. Vai, nu cred așa ceva, nu cred. Femeie, câte se întâmplă jurul tău și tu nu observi. E partea importantă la televizor. Hai să vedem. Object sell mom's car. Uite, ne ducem aici. Da. Ne ducem aici și... Fine cars. Și vindem. Hei, ai o mașină să vânzi? Da, am mașină, uite pe aia de acolo. Ce mașină este? Mișto și este Lamborghini. Ai un Lamborghini? Păi astăzi pot da 200 de lei pe Lamborghini ăla de acolo care arată ca Lamborghini. Și că Lamborghini nu se mai poartă, nu e la modă. Și Lamborghini nou, ai ca bine, ai ca accept 200 de lei. Bine, o să-ți ia mașină atunci, da? Ia uite ce repede-o-rea. Ia uite ce repede-o luat-o. Și femeia aia nici măcar nu și-o da seama. Poate că nu o să se termine telenovela, o să observe da, și ea. Da, nu fratele, am 200 de lor de lei, de ce vrei tu? Femeie, îți lipsește și mașina și tu n-ai observat. Da, uite că televizorul a prins, du-te să vezi. Bă, se uită la televizor, e partea cea mai importantă, că John C. Armando vorbește cu camerista. Du-te încolo, băi, am blocat și jocul. Stai să vezi că l-am blocat. Sper că nu începe de la început, că plâng o lună. Deci eu am blocat jocul. Felix a reparat jocul. Jocul, hai. Hai să vedem. Frate, am bani, am vândut mașina, hai să vezi, am destui bani, ia să vedem, fratele. Bă, frate, deci nu vine să cred câte chestii am vândut. Ia să vedem ce are acolo.
$260. Wow, am destul de mulți bani, am niciodată așa de mulți bani. Acum poți să-mi cumperi jocul, te rog frumos, că GTA 6. Nu, trebuie mai mulți bani! Frate, n-am mai putut de unde să fac rost. Poate... Poate dacă umplu piscina cu bani, poate mie... Cum putem să facem așa ceva? Nu știu, du-te acolo la piscina afară. Hai să ne ducem să umplem piscina cu bani. Stânga. Femeia asta habar n-are ce se întâmplă în viața ei. Până nu se tenetă la nu să știe nimic. Hai să vedem. Acum putem să umplem piscina asta cu bănuți? Prin care parte se umple piscina? Prin partea cealaltă. Prin partea cealaltă? Partea cealaltă, acolo. Ah. Hai să vedem, deci ne ducem aici, a? Așa. Ah. Doamne Dumnezeu meu, ascultă-mi rugăciunea așa, vreau să-mi cumpăr GTA 6 și nimic altceva. Eu sunt Dumnezeu varianta cu bani. Nu ce? Cred. Ce vrei? Poți să umpli piscina cu bogăție? Ce? Piscina cu bani! Bine. Bă, ce de treabă, ce repede. Wow, eu, nu cred. Mulțumesc. Deci nu cred. Oh my god. N-am văzut niciodată o piscină plină cu bani. Ai 10... mulți bani! Și femeia aia nu știe. Nu știe, da. Clar să nu-i cheltuie... Putem să notăm în bani. Da, gata. Wow! Poți să mergi pe bani! Zici că ești ișuș. Mergi pe apă, mergi pe bani. Piscina. Ce fain a fost să notăm bani acum așa de curată. Uite-l, frate, nu mai te uita la telenovele, că ea se blochează jocul. Să uită numai mami la telenovele. Ah, de aia, înțeleg. Frate, avem milioane de bani! Poți să cumperi joc acum, avem bani de să cumpărăm palate. Avem bani foarte mulți, dar am nevoie de mai mulți. Jefuiește un magazin sau ceva? Mai nu cred. Auzi, poate nu dai dublu click, că mai zicea băiatul ăsta ceva și am vrut să traduc. Am dat un singur click. Ai dat dublu. Unul singur. Mergi. Mamă, ne pune să jefuim un magazin. Da, jefuim, mai. Hai să vedem. Ce Rob the Store? Care e magazinul ăla pe care noi putem să-l jefuim? Uite, acolo a apărut un magazin care înainte nu era. A apărut exact pentru noi ca să jefuim. Eu cred că vreau să fie jefuit, de aia a apărut. Și scrie acolo, acesta este un magazin. Foarte tare, dar de unde jofuim noi, că nu știu cum se face. Ca să, bâta. Hei, este dă-mi banii, ca să-mi cumpăr GTA. N-am niciun ban, doar am deschis așa și este nimic, n-avem. Wow, chiar ai dreptate, dar îmi trebuie bani pentru GTA 6, înțelege-mă. Știu asta și eu vreau GTA 6, ia bătaia de baseball și distruge bancomatul din față și îți dă niște bani. Mersi, ești de treabă. Pentru GTA 6, orice. Du-te, acolo, bă, acolo ce nebunie. Acolo e bâta. A, trebuie să iau bâta de aici. Unde e? Aici. Da, deci pentru ce... ce butocă! Stai par. Dă-i să iasă banul! Mamă, câți bani ies! Dă-i! Dă-i, mă, Cristina! Du-te, bă, ce face fratele mai mare din fratele mai mic? Nu cred. Vrește cu fratele. Fratele, avem bani să luăm GTA 6. Bă, faza este că a văzut și omul de la magazin, nu înțeles, e GTA 6. A fost de treabă, mă, ăla dar de la magazin. Dar știi cum ăștia de GTA 6? Am văzut oameni care zice, mulțumesc că trăiesc ca să prind GTA 6. Serios? Da. Frate, uite, am făcut de niște broți, de niște bani, sunt buni? De clic. Știi ce trebuie să faci. Trebuie să vadă, frate, avem deștui, n-avem. Avem 100... 11.500 de dolari. Mai mulți bani! Bă, ce profitor e ăsta. N-a dat-o, te vinde casa. Aș fi vrut să văd ce mai zis, dar când dau un click se duce automat da, că jocul textul. Nou. Cristina, vinde casa. Mamă, uite, mă duc la mine ăsta. Pentru GTA 6 se jucă în parc, pe stradă. Deci, concluzia, nu vă mai uitați femeilor atâta la televizor. Fiți atenți și la ce fac copiii, că eu uite și tu ce am făcut eu aici. Vinde casa. Vrei să vinzi casa? Da, pentru GTA 6, da. Cred că poți să cumpăr casa. Aia din spatele tău, că nu merită mult bani. Da, ai de acolo, ai de acolo. Revenim cu tot cu mama înăuntru. Îți dau 100 de mii de dolari. Oh, e mulți bani, o să-mi cumpăr GTA 6 de două ori. Bine atunci, haide să-ți mut casa de acolo, că până la urmă e a mea acum, da? Aveți că mama e înăuntru, se uită la televizor. O lăsăm cu televizor, atât îi lasă, așa negocia cu televizor, știi? Nu o să-și dea seama, bine mă. Vine ca așa, ia vedem, vine ca așa. Aoleu, l-a casa și mami acolo. Să că se prinde asta. Nu știu dacă se prinde. Eu la televizorul, probabil de aia se prinde. Uite cu fratele, repede. Gata, stai să mă uit să nu vină nu, vreo nu, mașină. Nu, mama, acum 6 își dă seama că nu are televizor. Stai puțin, îmi atât își dă seama. Uite cu fratele. Nu și-o dat seama. Frate, am deștui bani acum pentru GTA 6. Da, e foarte bine, da. Mai întrebe bani. Du-te, mă, du-te și tu la muncă. De unde mai fac rost de mai mulți bani? Vin soare. Dar e faci. Impresionant cum ăsta mic a reușit să facă rost de atât de mulți Sel bani. Vinde planeta Pământ extraterestrilor. Du-te, cu... O vând! Mama încă nu și-a dat seama. De unde să trești? Hai să vedem undeva unde trebuie să-i chemăm. Cred că pe aici am, aici. Uite așa. Aici. Vă știu că s-a trești și vine planeta Pământ ca să nu umbi GTA 6. Hai să vedem. Trebuie să facem ceva urât. Hai să vedem. Și că trebuie să facem Pământul să nu mai fie atât de fain și o să vină extraterestri. Da, că se întreabă, ce-i cu mirosul ăsta? Hai de capul meu! Oh my god, ce miroase planeta Pământ! Fuuu!
Cine ăștia, bă, cine face mirosul ăsta, bă? Ce vecini sunteți și voi? Ce miroase planeta asta așa de mult? Ia dă-i. Pune extraterestri, asta este pământul și este a mea. E al meu. Da, e al meu. Nu cred. Bine, bine. Vreau să-mi vin pe un trilion de dolari. Da, sigur, planeta asta miroase cam urât. Veni mai târziu ca șorul în planeta până se duce miroșul. Sună foarte bine. Bă, mai exact că nu știu seama. Da, uite cu frasul. Mă duc și vorbesc cu frate său. Da, da. Dar eu cred că aia e de fapt, mama e la lucru, știi? Și și-a lăsat o copie de ei. Bine. Frate, am un trilion de dolari. Oh, deci foarte bine, locuim pe o cometă după. Ia să vedem. Bine, foarte bine. Îmi cumperi joc acum. Bun, mă duc să-ți cumpăr joc. În sfârșit, îmi cumpăr joc cu GTA 6! Nu cred. Am meritat. Nea planeta Pământ. Oh my god, și unde o duce? O duce departe. Nea planeta. Și noi unde stăm? Hai de capul meu, dar o să fie... Good ending. Deci, i-a luat GTA 6. Deci, în primul rând, dacă vreți GTA 6, e de muncă, nu e ușor. Vă rog, cu costă, e foarte fain. Dacă... Îl cumpărăm și noi? Nu. Îl cumpărăm și noi? Dar nu așa. Lasă-mă face. Deci dați aici un like dacă mai vezi jocuri de acest gen, că sunt forțe, sunt faine, sunt cum vrei tu. Și ne vedem data viitoare. Pa! Dar cât costă în realitate un GTA 6? 5 milioane. 5 milioane? Da, e mult. 500 de lei, ești nebun? Da. Cam așa. Hai de cap, nu?